Bazinul olimpic din Alba Iulia funcționează după un program special în acest weekend prelungit. Nu se va putea înota aici nici duminică 30 noiembrie și nici luni 1 decembrie. Ușile bazinului sunt închise din cauza manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Cei dornici de distracție însă vor avea cu ce să își ocupe timpul liber la Alba Iulia. Se deschide parcul de sărbători în acest weekend, patinoarul și, de asemenea, lista evenimentelor care se întâmplă de sâmbătă și până luni seara la Alba Iulia este extrem de lungă. Nu vor lipsi momentele artistice, concertele sau celebrele focuri de artificii.